a putea demonta ambreiajul, trebuie să blocăm între coroană și carcasa ambreiajului, să nu se mai rotească volanta, ambreiajul, și să încercăm să desfacem prima dată cele 6 șuruburi, metric 12, ce fixează carcasa ambreiajului de volantă. Să luăm un șurub în partea de sus, să nu-l scăpăm jos în momentul când sunt desfăcute toate șuruburile, să rămână fixat. Urmează să luăm jos carcasa ambreiajului. Demontat. Este plin de ulei între volantă și carcasă. Mă urmează să demontăm volanta unde este prinsă în aceste șuruburi de vibrochin. La fel, iarăși blocăm volanta cu șurubelniță. Încercăm să demontăm volanta, să-l dăm jos șurubului la volantă. Demontăm ultimul șurub de la volantă, șuruburi speciale, placa și cu un linver introducem sub volantă să desfacem, să desprindă volanta din vibrochen. Acum trebuie să se vadă aici unde am avut pierderile la simeringul de la vibrochen. Este plin de ulei aici în zona asta, partea de jos, se vede cum a curs uleiul din motor, din carterul motorului.